La Ceaineria Cărturești din Capital aveți întâlnire zilele acestea cu desenele sculptorului Dinu Rădulescu, un artist a cărui creație este, mai presus de orice, o expresie a cunoașterii, a căutărilor unui plastician pentru care arta a devenit sinonimă cu viața. Dinu Rădulescu tratează în desenele sale una dintre cele mai dificile teme ale sculpturii, statuia ecvestră. Dinu Rădulescu este considerat unul dintre cei mai importanți sculptori români contemporani. Spirit curios, Dinu Rădulescu descoperă cu fiecare lucrare noi modalități prin care să exprime mesajul său plastic. Este unul dintre cei mai buni sculptori români, este unul dintre artiștii de elită, este un plastician care stăpânește problemele cele mai complicate ale sculpturii și asta se vede și din desenele expuse de data asta. Și mai mult decât atât, este un om de cultură. Calul este o temă preferată de sculptorul Dinu Rădulescu. Am putea spune chiar că acesta a devenit un leitmotiv al creației artistului. Mi-au plăcut calii de când eram mic. Deci, din perioada în care nu mă gândeam decât că îmi place ceva. Fără explicații. De ce? Probabil pentru că e frumos, pentru că e dinamic și se pretează foarte mult la interpretări grafice și sculpturale. Dacă Dinu Rădulescu a ajuns să facă performanțe până la virtuozitate în statuară cu problemele statuare ecvestre, se poate spune că atinge cote înalte ale preocupărilor nu numai tradiționale, ale sculpturii clasice, ci și ale sculpturii contemporane. Ecvestra lui Dinu Rădulescu poate fi văzută la Ceaineria Cărturești până în 14 noiembrie.